cât așteptăm, zic să ne uităm la Next Star. La Next Star, auzi, Next Top Model sezonul 4, pentru că lângă noi este Liviu Ionescu, director la agenția de fotomodele MRA Models. Bună dimineața! Cu Next-urile astea eu mă încurc grav de tot. Da, la microfon. Next Star-ul este joia și este cu Dan Negru. Next Top Models începe în curând la Antena România 1. Next Top Model începe în curând sezonul 4. Deja sezonul 4. Deja sezonul 4. De mâine începem castingurile, facem o caravană în toată țara, începem de la Craiova, trecem pe la Timișoara, Oradea, Cluj, Bistrița, Suceava, Iași, Bacău, Focșani, Brașov, Constanța și într-un final la București. Aici aș vrea să fac o mențiune, am văzut chiar și în pauza publicitară promouri de la România Dansează, de exemplu. Sunt trei campanii de castinguri, ca să zic așa, pentru România Dansează, pentru Te pui cu blondele și pentru România Next Top Model sezonul 4. Îi rog pe cei care ne privesc să nu le încurce. Deci toată lumea în Antena Group, da, toți fac caravane de casting. Eu nu m-am supărat când mi-au venit dansatori la X Factor. Eu am înțeles perfect chestia asta. Să nu vine să încânte muzică populară, dar în rest... De asemenea, am mai aflat o chestie. Faceți și voi un concurs de Miss Mămica sau ceva de genul ăsta? Cea mai sexy mămică din Cea mai sexy mămică. Suntem la sezonul chiar am discutat cu regizorul că poate oferim și noi un premiu acolo. Noi avem și o agenție de casting și putem oferi un premiu pentru... doamne, mămici de 30 de ani pentru reclame, să facă reclame, de ce nu? Contracte de publicitate. De publicitate, cea mai sexy, exact, mămică din România. Da, de ce nu? Ar fi interesant. Da, de ce nu? Cea mai sexy mămică din România prezintă laptele praf Cutărescu. Păi, da. Nu? Altfel, da. Altfel ne legăm. Sau detergentul Cutărescu, sau... Lăsați că pentru detergent există și Răzvan și Dani. Oricum, apropo de asta... controversa cu zodiile, eu sunt fecioară, acum nu știu. Asta exact zic! Ce să zic? Da, da. Păi da, ce să pentru mai zici? Ceasul? Nu. Nu, n-am ceas. Na. Singura fecioară fără ceas. Oricum, acest România Next Top Model, această ediție, acest sezon, vine cu premiere, ca să zic așa. Adică? În primul rând, se discută foarte mult în echipa de producție pentru ceva haine noi. Asta rămâne de văzut, e o surpriză care va apărea. De asemenea, căutăm și băieți. Deci vor unde? Fi și băieți. La Next Top Model. La România Next Top Model sezonul 4 vor fi și fete și băieți, concurenți, participanți. Și vor fi de, nu un cuplu câștigător, ca să zic așa, sau mă rog, doi câștigători, un băiat și o fată. Da. Deci criteriile de bază, ca să fie clar pentru toată lumea, peste 15 ani, peste 1,71 m la fete și peste 1,81 m la băieți. Le-am simplificat cât mai mult ca să vorbitori de limba română, deci poate să fie chiar și de altă cetățenie chiar. Vorbitori de limba română aproximativă. Deci aproximativ. Se poate și așa, da, că da, nu da, trebuie da. Să cerem acum, da. Că nu, da, da. Noi facem crainicii, facem... ce s-a întâmplat cu celelalte câștigătoare? Cele trei câștigătoare au călătorit. Una este momentul ăsta în China, una este la Milano și una stă să plece, ca să zic așa, către Statele Unite. Da, te ocupi de mult de modele, de câte ani să fie? De 21 de ani. De 21 de ani. Ți-au trecut... De 21 de ani am agenția și de 27 de ani sunt în modă, de la vârsta de 19 ani. Așa? Coleg de un leat cu botezatul, da? Amândoi... Amândoi în același an, 1986. Ai fost manechin înainte? Da, la APACA. Acum am sediu agenției la APACA, apropo, de câteva luni de zi. Dar nu, că back to the roots, mi-au zis cunoscuții. Zice, dom'le, te-ai dus la rădăcina. Am înțeles. E greu să lucrezi cu fetele astea? Să... E greu și cu băieții, să știi. Nu e mai greu cu fetele. E greu cu fetele? Este, dar trebuie să fii pasionat, trebuie să-ți placă și trebuie să te pricepi. Sunt capricioase, sunt... Sunt oameni. Sunt oameni, nu? Sunt oameni. Uneori, parcă aș prefera să, nu știu, să comercializez sau să prestez niște servicii care nu au neapărat legătură directă cu oamenii, dar câteodată, mă rog, da, până da, la urmă satisfacțiile sunt atât de mari. De altfel, pot să vă dau o știre în premieră națională. Te rog. S-a întâmplat azi noapte. La Barcelona, noi între de la ultima ediție Next Top Model, sezonul 3, până la actuala, am organizat în primăvară un concurs tot de modeling care s-a numit Fresh Faces 2013, unde am selecționat de asemenea fete și băieți.
Am trimis doi concurenți români, o fată și un băiat, o fată din Târgoviște și un băiat din Botoșani, acum două zile la Barcelona, la finala mondială. Băiatul a câștigat. Al nostru? Băiatul românul a câștigat, nu știe nimeni încă în România. Bogdan Bidașcă, se numește, 17 ani. Asta ca să dovedim că se poate. Și încă la nivelul cel mai înalt. Adică a câștigat concursul și implicit contracte de cel puțin 50.000 de euro. Da, e o diferență clară între manechinele de podium, cele care umblă pe afară, și manechinele care fâție niște chiloței prin tot felul de... Te referi la pițipance. Pițipance care fuție niște chiloței prin niște cluburi din București și se recomandă a fi modele. A fi top modele. Top modele. Nu, asta e chiar culmea, iartă-mă, modelingului. Adică culmea, dacă s-a recomandat numai modele, n-ar fi chiar atât. Să le spunem că n-au nicio legătură cele două grupe. Au, e, dar mă rog, vine România Next Top Model și arată rețeta, ca să zic așa, sau arată definiția modelingului. Pe plan internațional ce se poartă acum? Tot așa skinny? Nu. Apropo de look-ul modelelor, pot să spun că acesta a revenit la un look clasic. Adică? Adică, până să înceapă criza, da, că de fapt criza a fost de vină, criza a bulversat foarte mult pe această planetă, implicit și decizătorii de marketing, pentru că ei au decis că trebuie să se apropie de mase. Până atunci, look-ul era destul de... cum să spun eu, androgin, unisex, nu mai știai ce, băiat, fată, putea să fie orice. Genul nemâncat, așa, da, palii de trase la față. Și, da, șnur și așa mai departe. Și multă lume stătea și se uita ca la o pictură abstractă și zicea, dom'le, în sinea lui zicea, dom'le, nu înțeleg nimic, dar spun că e interesant. Cam așa era și cu modeling-ul. Pe cale de consecință, când a început criza, au luat problema în mână cei care trebuiau și au zis, dom'le, nu ne mai putem juca da, în halul ăsta, trebuie să fim mai pragmatici. Așa. Și atunci au venit către un look clasic, look-ul anilor 80, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, deci cu alte cuvinte, un look pe care să-l înțeleagă toată lumea. Mai pe, și mai, ales cu față. Mai pe înțelesul tuturor și mai pe placul tuturor. Deci am revenit la un look clasic cu o frumusețe care poate fi recunoscutibilă. De fapt, eu așa aș defini-o. Pentru că înainte era cam greu, cel mult dădeai din cap și ziceai da. Să aveți baftă cu al vostru casting. Doamne ajută, eu invit pe toată lumea să afle detaliile acestei caravane pe site-ul oficial nextomodel.a1.ro sau pe site-ul agenției noastre mreamodels.ro. Una din două. Dacă vă simțiți în stare, vă așteptăm la casting. Și băieți și fete. Anul ăsta așteptăm și băieți. 1,71 la fete, 1,81 la băieți. Au pus unul ăsta special pentru mine, pentru că eu am 1,80 pe măsuratele și să nu mă pot califica. Centimetru în... Un centimetru îmi lipsește. Mulțumesc tare mult!